Deci Marinescu l-a protejat pe Alexandru. Așadar avem doi băieți protejați. Respectiv Marinescu și Alexandru. Vă voi spune acum felul în care veți vota pentru eliminare. În această seară, fetele vor vota un băiat pe care nu-l mai doresc aici în casă, iar băieții vor vota o fată pe care să o trimită acasă. Aia, poți merge să votezi.
ați votat, o să-l rog pe colegul meu Hussein să-mi aducă urna cu voturile voastre. Și acum să vedem ce avem noi aici. Cum ați votat? Vot, Maria. Așadar, Maria, Adelina și Paul, împreună cu cei doi favoriți, veniți lângă mine, vă rog. Așadar, în seara aceasta nu am niciun cec, pentru că cecul a intrat deja în posesia cuplului lunii, respectiv Aia și Andrei. Dar am în schimb o cutiuță. Nimeni nu pleacă acasă. Această cutiuță. Comănici, știu că ești curios să afli de fiecare dată cine este favoritul. Stați așa, nu o să aflăm cine e favorit în seara asta, că oricum nu contează, nu? Dar te-ai speriat când ai văzut cutia? Ce să mă sperie? Păi ce ai făcut tu ieri la favorit? A, era cartonaș dacă era. Dacă nu, asta e, domnișoara Cristina. Vine Nadia cu mine? Vine. Hai că vine. Ia auzi. Vine, hai că vine. A răspuns. Vine. Am zis da. Ai zis da. Da. Marinescu, de ce se află Maria aici? Că e lângă prietenii Adelina. Domnișoara Cristina, avem acolo doi băieți. Și le știu și pe al treilea. Cine e? Este o răzbunare la adresa ta? Pe bune? Mamă, ce-ți fac? Nu, chiar nu este o răzbunare la adresa mea. Oricum știau că la asta o să mă aștept. Te toc. Cel ceva. M-a întrebat acum, înainte de vot, m-a întrebat pe cine votez cu mânici. Și am zis, nu știu. După ce s-a dus și a votat, am zis, eu am zis la Andrei, băi, eu votez Maria. Habar n-aveam ce va vota.
Dar stai liniștit, te votez și eu ca la viitoare. Dacă nu știam dacă te votează cineva și pe tine. Și ți-i dau 4 înapoi sau 5. Nu aveam pe cine, pe cine. Nu mă interesează. Lasă că data trecut tot n-aveai pe cine vota. E fix problema ta, eu ți-am spus ce și cum. Eu ți-am luat diamantele. Tu știi că e vot nul. Norocel, eu credeam că ești prieten cu Marinescu. Da, de-o am crezut că e vot nul. Deci nu m-am gândit că cineva ar vota-o pe ea. Pentru că știam că e cu Marinescu, nu? Orice vot contează aici, e o competiție, măi. Uite, am crezut că e nul, sincer. Ia uite. Trebuie să scrii pe el nul ca să se înțeleagă. O să înveți tu pe parcurs că nu există vot nul. Amira... Știi câți au plecat la vot nul? Marinescu? Yes. Ce faci dacă Maria pleacă acasă? E fericit. Ce fac? Da. Voi rămâne aici, domnișoara Cristina. Îți continui visul. Dar bineînțeles, asta am spus încă de la început. Îmi continui visul. Sau vei rămâne ca să o răzbun pe Maria? Nu, să demonstrezi puterea dragostei. Cu cine nu știu. Cu mine. Dar suntem despărțiți, domnișoara Cristina, oricum n-are nicio legătură. Adelina, tu de ce te afli aici? Cred că din aceeași cauză din care m-am aflat data trecută. Antipatie. Maria. Nu, antipatie. Data Maria. Nu. Culmea e că de data aceasta două rivale, cum ar veni. Te prieteni, domnule Cristina. Adevărat, chiar v-ați împrietenit. Bineînțeles. E rău cu rău, dar mai rău e fără rău. Cam așa. Paul. Tu pe mine. Da. A câta oară ești aici? A cincea, a șasea, nici nu mai știu numărul. Dar de data aceasta le-am cerut și eu oarecum voturile. Pentru că... Ia, fii atent. De data aceasta, pentru că nu există un premiu în joc, nu voi spune favoritul. Și voi citi ce este aici în cutie. Sunt fenomenal, nu am niciun adversar. Hai că mai avem o săptămână grea, Adelina. Vedem, we will see. We shall see. Dragii noștri, unul dintre voi este nevoit să plece acasă din cauza unei urgențe medicale din familie. Mama concurentului, care urmează să treacă printr-o perioadă grea și printr-o procedură medicală complicată, are nevoie de tot sprijinul pe care aceasta îl poate primi de la fiul ei. Prin urmare, noi am decis ca astăzi, indiferent de cine este propus spre eliminare, să plece acasă concurentul Paul. Da. În păcate s-a nevoit, într-adevăr. Mi-am dat seama. La. Îmi pare foarte rău că este această situație, dar sunt convinsă că va fi bine. Băi, o să vă invit pe voi să mergeți la loc pentru că vreau să vorbesc cu Paul. O să aveți timp să vă luați la revedere de la el. Sunteți radător, eu. Să plec. Paul, sper că totuși la un moment dat vei mai avea tangență cu puterea dragostei. Cu siguranță, dacă mi se va mai oferi această șansă, cu siguranță voi reveni, pentru că, sincer, a fost o experiență unică pentru mine. O să te las să-ți iei la revedere de la colegii tăi. Îți urez încă o dată la mulți ani. Mulțumesc frumos, la fel și practice. Mulțumim din suflet că ne urmăriți în număr atât de mare. Știu sigur că suntem o echipă minunată cu toții, concurenți, staff, tot, absolut tot. Chiar și dumneavoastră, cei ce ne priviți, faceți parte din acest show pentru că l-ați făcut posibil atâta timp. Iar pentru asta vă mulțumim din suflet. O să vă rog să rămâneți în continuare alături de Canal D pentru că urmează Survivor România, iar noi ne revedem mâine de la ora 11. Eu îmi pun o dorință între timp. Puteți lua și lumânări ca să suflăm. Le puteți... Să fie cu noroc pentru mine, pentru voi și pentru toți!
acasă. Seară bună! Consider că ne-am grăbit amândoi cu relația asta și eu aș vrea să închei. De jumătate de oră vorbești cu Mariana. Pe mine m-ai lămurit. Ok, pe mine m-ai lămurit. Adriana nu mai râde. Dar ce vrei, mă, să facă? Să plângă? Îi pui mâna la gură, femeie, iar? Bă, să vă intrăm în cap, că nu stai aici pentru emisiune. Sunteți la cap. Vreau să pe mine liber? Da, da, sunt. Eu sunt liber. Te duci să vorbești tu cu alte fete, să stai cu alte fete. Eu sunt. Îți vezi de treaba ta, poate vrea să te cunoască și Adelina. După ce ai umblat o săptămână după Adriana, cățeluș, ai lăsat-o și te-ai dus spre Mariana. După ce ai umblat o săptămână după Nadia, la fel, cățeluș, ai lăsat-o și pe ea și te-ai dus tot spre Mariana. De cine ți-ai bătut joc, mă, tu? De mine. Din păcate, începem săptămâna într-un mod nu tocmai plăcut. Opa. Ai încălcat regula? Nu știu. Nu? Nu știu. Cu Codros nu, că știu eu de la producție. Și eu totuși știu că anumite fete și unii dintre băieți s-au întâlnit. Mi s-a părut așa că s-a atacat prea repede Marius și Mariana a sărit să ia apărarea fetelor, Marius a băieților. Marius și Adriana, deci voi până la urmă v-ați despărțit oficial. Da. Dar nu între mai bă, pe Adriana din aur, dar ce bă, nu mă vrei pe mine? Aoleu, când? No? Pe cine, mă? Alexandra pune mai presus decât orice emisiunea și ceea ce ar trebui să facă. Vă reamintesc că am alături de mine această cutiuță și aceste cartonașe. Ați încălcat grav regulile competiției în repetate rânduri. Veți fi nevoiți să suportați consecințele faptelor voastre. Tu ai fost din prima zi aici alături de noi. Nu m-am gândit nici o secundă că se va termina așa pentru tine. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.